Bună ziua, de brotheri! Bine v-am regăsit într-un mega vlog. Tera, Hector, Billy Boy, Ciolpan, gândac de bucătărie. Cu Tete pe zonă. Care vreau să ne cerem scuze la astea. Ia, ia, ca maimuțele. Vreți să merg două ore mâini? Ia, dați-vă la parte. Mamă, ia vedeți-l ei. Dați-te în doi așa, mâncați aici cu rută. Hai să vă zic unde suntem aici. Suntem aproape de, cum îi spunem, de fundule. Da, fundule. Fiți atenți, nu știu dacă cunoașteți pădurea asta și sunt convins că nu o cunoașteți. Tocmai a venit cineva aici cu mașină ca să culeagă niște urziși ciuperci. Fiți atenți, suntem în mijlocul the middle of nowhere. Talk to me in English. Dă-te fă o tumbă acolo. Mamă! Așa și ce ai dat? Am dat cu ciorul. Fiți atenți aici cu ce am venit noi la pădure. Câți kilometri sunt de acasă până? 15 km. Da, cam așa. Deci am venit 15 km. Nu ca acolo se vede casa noastră, dar acolo e jumate încă pe aici. Am făcut 18 km, cam așa. Fraților, acesta este coroamba lui Tete. Cum zici? Tete, Silviu, acum cât ești în zâmbet, zici a făcut în bolta mea. Vorbiți de scuterul? Îi dă? Păi nu mai se oprește și a intrat direct de iar în bolta. La, Tete, dar dacă n-aveam bolta aia de intrai în casă, să mor în bolta. Nu uităm pe camere, dacă nu uităm pe camere. Era camera întoarsă. Da? Nu, am trei camere. Una filmează fața casei. Mă uit pe camere să văd. Și o să vă pun eu acum dacă cumva. Dar l-a luat din uimă, camera e wide. Fiți atenți, băi, încă nu rupeți lemnele. O să facem grătar, haide să facem un vlog așa. Astăzi am vrut să mergem la pește. Am vrut. A fost pe baltă, n-am avut fiermuși. Hai să mergem la pădure să ne plimbăm cu scuterele. Acesta este scuterul lui Tete. Patru timpi, motor de, ce stătu aveam, de 50 sau de 80? 80 aș că are. Azi că are de 80, nu? Da, are, că fuge tare. Bun, Tete a mers cu scuterul lui. Eu am mers cu scuterul, eu am mers cu ATV-ul. Și cu scuterul meu a mers. Cum ți se pare? Ia zi cum ți se pare. Bă, dacă nu, bă, fuge de sub tine, mă, n-ai cum. Ai văzut ce energie are în doi timpi? Da, dar ce scrie acolo? Aprilia, tată, e Aprilia SR50. Și vezi că l-am și pe celălalt Aprilia. Și eu am venit cu baba mea. Îți dau casa pe el? Da. Își face ziua, mă. Ok, fiți atenți aici. Noi am venit astăzi să facem un grătar, să ne plimbăm, să ne simțim bine. Haideți să vă arăt ce avem aici, fraților, pentru că tot... A, micii ei lua, mă? Ia vedeți. Ha, micii, să știți că nu facem foc în pădure. Noi facem aici un grătărel, uite chiar aici pe iarbă verde. N-avem treabă. La miliardul! A luat la păcănele! Bun, hai, vină cu să mă ajuți. Tete, vină cu ține de asta. Hai, frate. Fiți atenți, avem aici, eu am luat de la Claumar, pescar, un grătar, am luat mai multe, instant grill se numește, și cică ne facem focul pe loc. Și îl facem aici, uite aici. Nu deranjăm pe nimeni, nu intrăm în pădure, pentru că, nu, și oricum, ce să ardă în pădure, dar știți cum, că nu e, e și umezeală. Poate punga să o dau afară. Ok, și avem aici câte un suc, scoate castelul aia de mici și cârnație. Hai să-i facem hârtie igienică, că poate ne ieși pe noi, doamne, vedește, știi ce zic? Nu mi-a pus cârnație direct acolo. Nu, a fost în punga asta, cred că s-a răsturnat. Bă, a pus cârnație direct. Nu, s-a răsturnat, a fost a mizerie în ATV-ul ăsta. Ține, bă, de ea, băi, ține, mă, de ăsta, mă, ține tu, Silviule, de ține, n-a figurat, dar, bule, punga. Doamne, mâncă, bă, așa, bă. Așa, fraților, avem și o furculiță, avem și un muștar pe aici, avem și o sticlă de benzine, avem benzine, tot, biciu. Să mor, Tete, scoate biciu de acolo, Tete. Ia, da. Ia, o dată, Tete. Două mașini asta, nu. Tete, morții mei. Bă, zic ăștia că sunt la vânătoare. Da, numai dacă poate zici ăștia că sunt la vânătoare. Mamă, cum se aude, Tete, Jeana? Dacă la mare, aici. Mamă, dacă l-aveai pe la mare. Bravo, fratele meu, e biciul ăsta, e că pe post de canson, mă. Avem benzină, e avem apă. Canson. Ce? Canson. Ce-ți trebuie, mă? Ce? Canson. Dar cum se numește ăla care mănâncă pești? Cum se numește? Clormonal. Așa. Clormonal, mă. Clormonal, mă. Clormonal. Na, ascultă-mă, clormonal. Așa se numește, cum zici tu așa. Fratele meu, deci astăzi suntem pe zonă. Vreți să vedeți cum arată un grill? Frumos corespunzător. O să-l facem. Vino cu acel desfă ăsta. Am eu poză. Să-ți fac o poză, o să facem și TikTok, o să facem tot. Îi desface la fratele meu. Îi dăm foc la folie. Eu l-am de vreo 2 ani. Cred că mai e valabil. Așa se plimbă. În primăvara asta frumoasă, facem foculeț, ne facem grătar. Uite așa. Nu, da, tu lași așa cum e. Ia, vezi că are niște picioare. Ridică-l ca să nu stea pe zău. Ușor. Pe scoate-l din asta, mă. Uite, și vezi că are niște picioare. Ia vezi cum se pune asta. Da, nu e de la el. Îl pui așa și îl pui așa. De drum. Pune-l așa, că nu... Uite, așa vine. Așa, că el arde singur. Și, că la ăsta îi dai foc așa.
Stai așa. Și îl arde singur, uite. E bine? Și el o să ardă singur, de alea la o parte, nu le pune pe el. Și da, nu, să nu strice ăla, ca să, din cartonul ăla, să facem de la fluturaș. Ai înțeles? Ia să ne punem așa, că poate, uite, ca să ardă ăla. Și după ce arde ăsta, cărbunii ard mereu. Dacă nu, scoatem, asta n-am mai luat cărămizi, punem da. Și facem din pământ, uite că avem acolo. Mamă, nu picură, mă, plouă. Ia, Silviu, hei! Toată lumea, la mulți ani lui Silviu. La mulți ani, a făcut el cinste cu mici, ăștia a făcut un promul la bancă. Și ne-am luat mici. Să-i spuneți la mulți ani în mesajele din chat, din video chat, că a făcut video chat aseară. Nu, lasă să ardă, tăi. Eu așa știu, că ăsta lași așa și ei se aprind, sunt ca cărbune de la biserică, știi? Da, mă, băia, de ei pui hau. De arată mâie. Dar aceasta este prima ieșire a noastră, vor urma foarte multe și cu broaterii mei o să luăm niște ciolane. Dar ce-ți place să mănci la grătar? Să moară mie, Larisa, de ziua ta. Pastramă, pateu. Pateu. Mi-a, când a zis de pastramă, mi-a venit așa un ceva în gâlci, un cormolan. E foarte frumos pe plimbare, fraților, astăzi. Știu că v-a fost dur de noi. E expirat. S-a luat lumina? Nu, lasă că poate se aprinde. Poate ce? Poate se aprinde, ia fluturăi. E variat, mă, ăla. S-a variat? Nu, atunci știi ce facem? Lasă să... Stai un pic. Se aprinde ăștia, mă, să moară. Se aprind cărbunii, este? Păi dă cu aia ca să sară ăsta, că nu mâncăm jar. Bate vântul, uite. Păi dă tu să iasă ăla din dachau. Dă-te cu camera, vezi. Nu e nicio problemă, ne descurcăm, o să vedeți fiecare detaliu. Îmi pare bine că astăzi am putut să ne plimbăm atât de bine și atât de frumos și pe o distanță atât de mare încât... Pentru ce le-am cumpărat? Vă întreb eu, pentru ce le-am cumpărat? Cele trei nebuni. Avem benzină, avem tot ce trebuie, dacă rămânem unul în pană, amândoi să rămână. Ăsta ascultă grătarul, ia uite-te, ia. S-a bășit. Vorbește cu grătar, tete. Fă primirea grătarului, tete, ia. Nu s-a prinde, îmi dă una de la rog topume. S-a luat lumina. S-a luat lumina. De unde este? De 8. Haideți că aprindem grătarul și revenim, ok? Ha. Te-a luat în cava și morții voștri. Păi ia uite, am buzunarul rupt, ia uite pe unde a căzut ăsta. Te încure Elviru. Uite, mai rău folie de sub cărbune, vezi? Tete! Să facem un grătar de la frumos. Da, mă, știu că trebuia să hau. Vezi și la asta încă o dată. CF Moto. Urmează să-mi iau o motocicletă. În primăvară acum, vedeți ce surpriză o să fie, dar aprilia merge perfect. Mai am un Aprilia SR50, merge și ăla la fel de bine. Vreau să zic că mă bucur și vă iubesc foarte mult pe cei toți 860.000 de abonați pe care am deocamdată, îmi cer scuze de la barba asta frumoasă. Ăștia fac primirea grătarului, dar să știți că în curând o să facem 900.000. Sper că și pe TikTok sunteți alături de mine și Arivlogger, adică o să vă pun, de fapt aveți în descriere. Mamă, hai în primul link să pun Instagramul lui brotherul, cum te cheamă, Silviule? Silviu. Lui brotherul Silviu, pun Instagramul, să-i spune și la mulți ani și să-i dați un follow pe Instagram, vă rog, și Instagramul 2 al lui Tete. Și restul mă găsiți pe mine. Haide, mă, că facem altceva, bă, hai să prindem lemnele alea. Ce facem aici, mă, ne-am făcut de râs, să moară la risc. Stai. Nu da coi. Bă, vezi, mă, că o frige o parte, mă, frige și n-are gură să strigi. Haide, mă, să aprindem cum trebuie, ne facem de râs pe live. Ia zi, Tete, acum. Domnul Silviu, cucuiți, vă rog, faceți ca cucu. Nu știu ce să fac acum. Ia vedeți, fraților, că am renunțat la grătarul. Bine, luăm doar data viitoare și ce facem, tete? Iau grătarul, stai și lasă scuterul, că e bun, ne așteaptă, se răcește. Și băgăm aici, mă, îl prindem într-o sacoșă și... Da, zi două vorbe de ATV-ul ăsta să... Ce acolo? Grătarul, mă, îl băgăm într-o sacoșă. Nu, ăsta, mă, ăsta l-aruncăm la de unică folosință. Luăm gunoi de aici și îl ducem acasă și l-aruncăm. Dar mă refer, grătarul de acasă, luăm să-l facem. Aduci tu punga aia cu ce trebuie, tete. Și cărbunii, îi băgăm și pe aia acolo la sfârșit. Da, cum? Să fie treaba. Nici nu vreți să știți ce aer e aici. Să mor dacă vă mint. Am zis să mor dacă vă mint. Uitați-vă și voi ce e aici. Am dat. Ia stai. Ia să văd. Ia, să vorbești cu zoom-ul ăsta? Hai că am pus cărbun. N-am mâncat țișcurul tău. Zi ceva de zoom-ul ăsta. Mă, nici ăla de la FBI n-are așa. Ia uite, tete, vină cu a. Nu vreau tu. Ia uite.
Nu există așa. Bă. Oh my god. Fii nu văd pe aia cu ochii de aici. Da. Cu ochii. Și acolo ia, uite ce e casa aia de acolo. Ia. Uite, uite aia, uite, ia uite. Și fii atent stabilizare la distanța aia cu aia. O vezi aia, ia uite. Și casa noastră arată încolo și. Casa noastră? Casa noastră e ochiliele numai. Știi, ăștia sunt aia de acolo, de unde lângă casa, unde ai zis tu că sunt echiși. Dar până acolo sunt 15 km. Hai, fratele meu, haideți. Haideți cu micii. E ce trebuie. E absolut ce trebuie. Cărnații rămân acolo. Ah, ăla m-a înțepat. Dar bine, ăsta-l facem noi. Ia-mă și tu ăsta, l-ai pus peste ăla. E cam mic ăsta. Da, în cap. În cap mititei. Ia vede ce avem aici. Ia să vorbim cu micul ăsta, ia. Mamă, cu miros. Tete, dacă te pișea pe mâini, trebuie să... Dar las că eu mă spăl. Mă spăl și pun grătarul. Hau. Gata, fraților. A venit primăvara. Noi suntem cei care anunță primăvara când vine. Pentru că facem grătare, ieșim cu scuterele, ne mergem la pește, facem grătarul ăsta frumos așa. Știți bine că am foarte multe vloguri de survival. Mi-am cumpărat survivor. Am zis survival. Mi-am cumpărat cremene de la mâncare aprins, știi, de fapt, țâc, 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 țâc. Și o să vin singur cu ATV-ul, că de-aia mi-am luat ATV-ul, să comunice. Ăștia dacă sunt la muncă... Singur? Ceva nu, am zis că vin singur pe ATV. Voi cu astealte. Și facem fel și fel de alea. O să facem foarte multe vloguri cu mâncare la câmp. După ce ne plimbăm de nevine leșini la stomac. Și plecăm și cu mâncare. A? Iau jumătate de porca și îl bag în disc direct. Păi hai să luăm, deci o să luăm disc de pe viitor, uite, ori îl sudăm acasă. Uite-mă, îmi curge așa apă din gură. Ha? Pun cartofi așa în mijlocul la disc. Da, cu, să luăm și cartofi, tete. Avem dita mai ATV-ul să putem să punem greutate. Aripioare așa pe lângă. Ia vedeți, fraților, aici. Mă, cum vreau să mișc. Hai că e mișto aici. Navă spațială. Hai de la... Iepurea, ne mănânce acolo. Nu ne mănâncă pe noi iepurii, mă. Uși, cu sar până pe probe și avai zbor. Hai să ne care par să orice primă vârtoamă. Ce ziceți, mă, de ei? Ia ziceți, fraților, ne facem și noi dam blau așa la păduri. Hai să-i lasă să se mai prăjească un pic așa. Îi tragem... Vă mă lăsa să fac și vlogul ăsta, mă? Care ia pe ea are 1 milion. Ia uite. Oh, nebune, ho, oh, oh, mamă, curge Didier ulei. Bă, dacă ne... Un turică și mai trebuie să-i mai stingem, a? Cum e, mă? Ce bine miroase, bă! Păi aici, în mijlocul naturii, trăiască măta și facem în fiecare, în fiecare zi, în fiecare zi, o dată la 2-3 zile și după aia mergem la spital că ne crește celulită. Să moară la risă, ia fiți atenți, frate. Păi nu e, mă, cade din ei grăsime, coane și ia foc, arde, nu știi ce e... Nu să-l văd până să te zipește. Ce să se dezlipească, bă? Îi las ușor așa. Ia zi, tete, ce ai? Hai zi! Dă-te peste cap. Hai, mai mergem în mâini. Bă, ce m-a lovit acolo în gard? Mai poți? E pișat sau e benzină? E pișată benzina. I-am pus și pe ultimii brotheri. Uite cum arată cei pe care a scos, tete. Ia uite, să moară măta de noi, face o probă. Uite, l-am tăiat pe din trei. Am zis să moară la risă. Ia uite. Băi, tete. Ei. Dar vină cu acea, că uite, am tăiat pe din trei, să mă arămăt. Ia dă-mi cățică pe asta mea. Ia. Ia să fim amărâți așa. E făcut? E moarte, mă. Mamă, ia miroase să-ți moară mie, că e ziua ta de noi mușcat din asta. Dă-te în sânge să te bace. Dar uite cum e făcut aici în natură. Nu să-mi... E bun? E bun. Ia uite-l. Mâncați, ești mort. Ai făcut bun. Dracu' i-a dat pelicanii. Ca cormonari. Am zis bine acum de tens l-o vreau. Ia uite-mă. Ia fă-mă dat. Ia cormonarul. O să fac și un bine două. Băga mea aș. Real Madrid. Mamă, cât de bun sunt. Am dat startul, pregătiți, vă scrieți în comentarii. Cât de bun sunt. Băi, făcuți în natură. Ia uite, și ăsta e scos la pensie. Gata. Că ridicăm cartonul ăsta de la, că se moaie de la ăsta. Uite și ăsta. Mamă, dar cât de bun sunt. O să ne vedeți în curând. Mai stați și dacă ați ajuns până aici cu video, mai rămâneți o perioadă. Știți când se fac mai bine, că văd că dacă tabla asta, dar bine, o să luăm tot. Strângem cu noi și luăm tot. Nu lăsăm nimic aici. Era prima oară când am pus micii, se lipeau, știți? Și dacă s-a ars un pic, acum nu se mai lipește. Da, fiind de unică folosință aceste tipuri. Ia uitați-vă. Și ce credeți? Avem și cărnăciori pe care o să-i punem chiar acum.
Am aflat rețeta. Tocmai am vorbit cu băieții să mergem să facem... Uite așa. Ia vedeți. Ia vei, tete. Câte meciuri? Ia uite-l, tete. Se fac ăștia? Campioni se fac. Pac, pac. Uite, vezi când dă să ia foc. Se bate și vântul și la vântul și se ia. Nu are nimic, lasă că-l facem. Păi oricum e bine că se fac ușor așa. Și cârnăciorică. Ah, vreau să-i vedeți. Tu, ca lumea, a? Băi, să știți că ne distrăm. Zici că suntem boschetari, tete, să moară Larisa. Da, barem niște boschetari sătui, a? Boschetari cu bani. Hai că bani. Boschetari cu ATV-uri și cu scuteri. Da. Ca ce ATV-uri, ce scuteri. Gata, brother. Ăla arde, după aia stingem tot. Cu Silviu pe zonă la mulți ani, că e soarele nostru. Și ia fiți atenți aici ce am făcut. Mamă, să nu vă apropiați. Ia vezi, băi, au luat foc grătarul. Mai mâncăm ăsta. Dar ce, bă, ce foame, nu pot să aștept să facem tridimensiunea. Mă, săturăm, mă, ce, gata. Ia uitați-vă, mă. Lasă-l pe ăla să ardă așa ca să hau, să fie, nu ne mai interesează. Măi, tete. E? Mă, ce facem? Ai scos tot ăla? Așa. Da. Tu ziceai ca să nu iau muștar, cocoș cu păr. Mi-e foame. Păi și mie mi-e foame. Ho, hai că ne înfingem în el, stai. Nu ce simți de focul ăla? N-avem apă, mă, n-avem 4 sticle de apă. Da? Ia zi cum e, cum i-am făcut să trăiască măta, că ziceai că nu o să iasă buni. Tete? Nu-mi place. Lasă să ardă focul. Avem așa o, dacă vă uitați, ceva pitoresc. Hai că da. Să mănânc și să trezi. Vă pupă fratele vostru. Vine vreo vulpe acum și dă și ei. Vine vulpea după ce plecăm noi. O să ne strângem gunoi. Avem aici muștar. Hai și soarele să trăiască familia ta. Ia uite-l. Ce ne dorim mai mult decât să ne umplem stomacele? După aia, benzină, dacă tu ai consumat un pahar și e rezervorul plin, dacă ora este 2, gândiți-vă până la 7, seara când ne plimbăm, cât hoinărim, cât omorâm motocicletele, vorba vine, le omorâm. Sunt făcute ca să meargă. Mamă, ăsta e cel mai făcut. O să înceapă în curând vlogurile cu mâncare. Băi, le omor, da. Făcute ca să meargă. Hai să vă zic un atare. Sunt răzvan. O iau pe mama. Doamne. Și vin cu ea cu ATV-ul și fac grătar aici ca să o, se bucure și ea. O pun în față. Stai. Stai pe mama cu scuterul? Opresc în față. Asta tai. Se moar la aici asta, da viață. Băi, ăștia care sunteți? Când ai mai mâncat un crânat? Mâncați, ești gura ta, cred că am 40 de ani. De când n-am mai apucat să pun crânat în gură. Toți cei care sunt cu fițe, cu figuri, cu... Că nu sunteți mulțumiți de viață, mănâncă mâncat iar ce l-a mâncat pătat. Ieșiți, mă, natură și faceți un grătar frumos așa. La aer curat. A venit primăvara. Să se audă în toată țara. Mâncăm și noi, să stăm liniștiți, după care, înainte să plecăm, dăm drumul la filmare. Gata, fetele mele, gata. Uitați-vă, e curat. Brotherii mei, plecăm acum, ne strângem toate astea. O să dau drumul la GoPro de la piept. Uite, uite tot gunoiul nostru, se vede ok? Bă, absolut tot. Fă-i loc la ăsta, dă sticla într-o parte, bagă sticla în partea aia. Oprește puțin camera. De ce? Nu, e gata, bagă-l așa. Bagă-l așa, gata, tata. Hai, fraților, corect. Și acum ne îmbrăcăm, ne punem GoPro-ul, ne punem casca și plecăm în aventură. Cum a fost aventura la Silviu? Să trească... Acum începe. Nu, vorba bine. Acum sunt frumos. Eram uitați, frumos până acum. Uitați cum arată o lăcustă cu cască. Lăcustă? Nu zici că ești indian de la măsul. Și le dăm cât ok și plecăm, ok? Hai că ne vedem pe GoPro, de brother. Gata, brother. Nebunii au plecat. Eu zic să plecăm și noi. Ia să verific camera. Frumos așa, uite așa o să se vadă perfect. O strâng. Că eu o să pun camera aici. Când ajung acasă, primul lucru ăsta o să-l fac. O să-mi pun și filtrele înapoi, că le-am dat jos când am dat examen. Ne băgăm casca în cap și dăm drum. Așteptăm să oprească. Rezervorul e full.
nu stă bine aici, cade, tete, pune-l sus, pune-l sus. Cade, băi, se duce de vale. Oprește-l un pic. Să nu cadă. Ia să vedeți, fraților, îmi arată tete izvorul ascuns unde găsim murzici. Păi și astea nu sunt cale, mă, dar acolo sunt mai mari, băi. Ah, m-a pișcat. Păi trebuie cu o greblă, dai un pic, mă, o greblă mică. Hei. Mamă, câte sunt, ești prost la cap. Bă, vei, uite-le câte sunt. Mamă, câte sunt, nu călcați pe ele, că veniți. Vezi încolo, dă după asta câte sunt. Bum, bum, toate babele sar acum, e petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajun. Cu Ana Leana sar în cap, toată lumea se distrează, Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus, muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.